Motivul ar fi unul simplu, spun aleșii care au votat împotrivă. În proiectul ce cuprinde lista acestor evenimente, nu sunt anexate și sumele de bani necesare organizărilor. Haideți să evităm situația în care noi aprobăm niște evenimente fără sume, iar primăria să le cheltuie în limita a 12 din bugetul de anul trecut. Putem să aprobăm aceste evenimente, haideți să vină serviciul de contabilitate cu bugetul pentru 2016 și aprobăm și niște sume. Nu putem să ne aprobăm așa, fără niciun fel de sumă. Directorul Direcției Turism Dumitru Filip afirmă că proiecte similare au fost votate în fiecare an de consilierii locali, chiar dacă acestea nu prevedeau contribuția financiară a primăriei. Așa am făcut întotdeauna, adică nu este o noutate, n-am inventat gheața astăzi. Aceste tipuri de aprobări, pare că vă spun, eu le-am avut și acum una, și acum doi, și acum doi, și totdeauna le-am avut de atare din partea colegului. Trebuie menționat faptul că dacă anii trecuți astfel de manifestări erau organizate din banii colectați din taxa de promovare, în 2016 acest lucru nu mai este posibil, întrucât aceasta a fost eliminată. Când am aprobat taxele și impozitele, cei care au spus că nu mai își doresc această taxă, motivat de faptul că nu a fost cheltuită așa cum își doresc ei și pentru promovare. Un proiect suplimentar pe ordine de zi a vizat acordarea unui sediu partidului România Unită, filiala Mangalia, însă de data aceasta proiectul a întâmpinat opoziția edilului local. Acolo, în spațiul respectiv, activează cei de la cadastru. De aceea încercăm să mutăm cadastrul într-un alt spațiu, șomajul de asemenea într-un alt spațiu și nu cred că astăzi puteți adopta această hotărâre, având în vedere că suntem în reașezări și eu cred că important este educația, e foarte important să dăm școlii numărul spațiul din spate și să mutăm până la urmă și cadastrul, să mutăm și evidența persoanelor tot în centrul orașului. Dan Moldovan, unul dintre consilierii care au votat pentru acordarea acestui sediu, spune că PRU este unica formațiune politică ce solicită un sediu, Comisia Juridică fiind de acord cu acest lucru. Atunci când un partid politic a solicitat repartizarea unui sediu de partid pentru acest lucru și activitatea politică, toți cei prezenți au spus că măsura va trebui să fie una echilibrată și de fiecare dată am fost de acord pentru repartițiile până la această dată. 9 dintre consilierii locali prezenți în sală au votat pentru acest proiect.